Care a fost problema pe care ați discutat-o astăzi în ședința Consiliului Local cu primăria? Deși în momentul de față problemele sunt mult mai multe, începând, dacă vreți, cu concursul pentru director, începând cu legea salarizării, începând cu ordonanța 20 de reglementare a salariilor din sectorul bugetar, prima problemă care ne-a interesat acum în discuția pe care am purtat-o cu primarul și cu OAT-ul local a fost plata dobânzilor care s-au acumulat în urma proceselor pe care Sindicatul din Învățământ le-a câștigat în anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ordonanța 71, întărită prin legea 230, a eșalonat, a prorogat termenul de punere în aplicare și a eșalonat între 2012 și 2016 sumele acelor hotărâri judecătorești pentru salarizare. Această eșalonare, această prelungire a termenului de acordare a condus la acumularea de dobândă. În Alta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat prin decizia numărul 2 că orice complet de judecată este obligat să dea verdict favorabil profesorilor pe această speță, respectiv dobânda. În momentul de față, dobânda câștigată în urmă cu 3 ani nu a fost acordată. Învățământul, cadrele didactice, sunt mingea de ping-pong a guvernului și a organelor locale. Guvernul prin Ministerul de Finanțe spune că nu sunt ei vinovați, organele locale, primăria și OAT-ul spun că nu sunt ei vinovați. Realitatea este... Ca ordonator de credit, ca să fim înțeleși, pentru că nu dă nimeni bani din buzunar. Realitatea este alta, pentru că, într-adevăr, primăria nu este vinovată de acumularea acestei dobânzi. Dar, pentru că sunt ordonator principal de credite, noi ne-am adresat instanței, am chemat în judecat, în garanție și Ministerul de Finanțe și Guvernul și Ministerul Educației, dar ni s-a răspuns să fiți o prioritate procesuală. Ca atare, noi ne adresăm instanței împotriva părâtului ordonator principal de credite și împotriva părâtului ordonator terțiar de credite. Având câștig de cauză, am cerut să se pună în aplicare. Au trecut 3 ani și nu s-a pus în aplicare. În momentul de față, suntem obligați. Facem demersurile atât în plan local, cât și în plan central. Dar suntem obligați procedural să acționăm mai departe, dacă nu ni se dau acești bani, acționăm la executorul judecător și la plângere penală pentru împotrivirea în punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești.